Coșonuț. Iar urmă este Jeremie Lucas. În această seară vă vom fi prezentatorii acestui spectacol minunat, organizat de Colegiul Economic Anghel Cernăvastui. Dar cum bine știți, pentru asemenea seară avem nevoie de niște ajutoare pe măsură. Prin urmare, le chem alături de mine pe Laura Arteni și Alina Stroiescu Liliana. Colegi, organizatori, membri ai juriului, dragi sponsori, stimați invitați, bine ați venit la ediția 2016 a Balului Bobocilor, care se va desfășura sub genericul Înapoi la Tradiție. Sperăm că întâlnirea din această seară să fie una memorabilă, nu doar pentru elevii claselor a noua care vor evolua în curând pe scenă, ci pentru toți cei care au binevoit să participe la concursul organizat de noi. Pentru început, așa cum se obișnuiește, vrem să mulțumim celor care ne-au sprijinit în demersurile noastre și au contribuit prin oferta lor la o desfășurare optimă a spectacolului. Este vorba despre Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Cityplex SRL Constanța, PFA Bobei Canișoara Vaslui, SECE Autoechip SRL, SECE Elamar Vaslui, SECE Val Total Vaslui, SECE Livada Orin SRL Vaslui, SECE Axis SRL Vaslui, Salon Diva Vaslui, Evenot Consult Vaslui, Avon, Cuba, Florăria la Rosbel, Magazinul Rochi de Mireasă, Silver Mall SRL Vaslui, Specialistul, Salon Bia, Bianca Burdun, Club Bliss, Lucaule, Vremea Nouă, Vitrox. Salon Mar, Sala Fitness, Telecom. Ținutele noastre au fost asigurate de Ana Maria Pălăduță, Macovei Andreea, Cătălina Zănescu și Andreea Ciortan. Este de apreciat efortul dumnealor de a ne susține, așa că le mulțumim cu aplauze călduroase. De asemenea, nu putem vorbi despre competiție, despre concurență, dacă nu avem de-a face cu un juriu care să aprecieze prestația bobocilor și să deseneze câștigătorii. De aceea trebuie să menționăm de la bun început cui va reveni sarcina de a stabili o ierarhie în finalul concursului. Este vorba despre distinșii noștri invitați. Domnul viceprimar Dragoș Cazacu. Doamna Ignaz Loredana, reprezentant al Comitetului de Părinți din cadrul colegiului. Doamna director adjunct, profesor Nițica Mihaela. Doamna Dima Laura. Doamna Borucariu Doina. Și câștigătorii ediției anterioare a Balului Bobocilor, Laura Rotaru Elena și Mihai Guț. Aplauze membrilor juriului cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat. Până să-i cunoaștem mai bine pe concurenții din această seară, vă propunem să urmăriți două momente artistice. Un număr original de jazz pregătit de Marian Țigu de la clasa 12-a B. Bună seara, Angel Regina! Înainte de toate, aș dori să-l invit pe colegul meu, Costelina, în scenă. Vă rog frumos să-l aplaudați. El este în vârstă de numai 13 ani, a luat locul întâi la concursul internațional de muzică clasică. Este meritul lui. Și pentru că tot este tema balului, muzică populară. Aș dori să încep mai întâi cu un program popular și după ceva special pentru voi. Thank you.
combinație între muzică jazz, lăutărie și umor. Felicitări, mulțumim celor doi muzicieni! Următorul moment artistic este un dans popular stilizat pregătit de ansamblu Speranța de la Palatul Copiilor sub coordonarea doamnei profesor Elena Anușca.
Yeah.
Iar acum, cu mult respect, v-am pupat că trebuie să plec.
Bună seara, drag liceu! George, numele meu. De obicei, sunt un tip glumeț, mai mereu de surcăreț. Fetele zicăți frumos, eu, modest, dar pretențios, le zâmbesc politicos. Și vreau astăzi să vă zic că mă simt chiar pregătit. Să câștig premiul cel mare, să ridic sala în picioare. Ea e partenera mea și eu mă mândresc cu ea. E frumoasă și stilată, mai tot timpul aranjată și se face remarcată. Elena ea se numește și prin eleganța sa locul 1 îl va lua. Sunt frumoasă și isteață, sunt o bună cântăreață, sunt și foarte ambițioasă și puțin orgolioasă. Azi o să vă demonstrez că știu bine să dansez, îmi doresc mult să câștig, fiindcă știu cât am muncit. Cât de mult am repetat, a fost greu, n-am renunțat. Vreau să ne simțim bine, astăzi toți vorbim mărime, vreau să cred că la rugină Elena va fi regină. Al meu partener George e un băiat talentat, trebuie aplaudat. De frumos nici nu mai zic, îl vedeți și voi un pic. Și văd că se mândrește cu fata ce-l însoțește. Lângă el n-am nicio frică, suntem cea mai bună echipă. Nu fac niciun compromis, lângă el eu voi și fiți. Cu mișcările noastre vom ieși în evidență. Nu mai zic de propria prezență. Și asta nu e tot, căci mai am o floare pentru această fată cântătoare. Seara, bun găsit, am venit să mă prezint. Andrei Dumitrașcu mă numesc și am venit să cuceresc. Particip și reprezint liceul unde am venit, mai precis Angherul Gin. Concurența să se țină. Sunt un tip mai temperat, ies târziu, pe înserat. Îmi plac fetele frumoase care sunt mai norocoase. Căci timpul meu e limitat, nu am vreme de plimbat. Știi ce înseamnă să ai teme? Ei, dar nu-mi fac probleme. Mă descurc în felul meu, dar acum știi ce vreau. Aș dori încurajare să obțin premiul cel mare. Mulțumesc de ascultare, să aveți bună vizionare. Bună seara! Bună seara, eu vă zic, Nicoleta mă prezint. Sunt o fire ambițioasă, care nu-i foarte fițoasă. Când e valul din liceu, m-am gândit să cânt și eu. Nouă deul mă susține și are încredere în mine. Sunt o fată încrezătoare, care este hotărâtă și nu lasă pe oricine să o facă de rușine. Ai venit în perechi numărul 4! Bună seara, Îngherugină! Vă salut, respect și stim! Ea e partenera mea, pe nume Olesia. E o fată mai retrasă, dar e foarte prietenoasă. Vine de peste hotare, din Chișinău mai exact, e foarte promițătoare, Miss Boboc, e doar un fleac. Îi place să deseneze, să cânte și să danseze, pe ea totul o amuză, mereu găsește o scuză. Cu surâsul te vrăjește, cu privirea te topește, arătoasă mai de fel, zici că e fotomodel. Să-i fac și o piruetă, să vedeți ce bine arată, cea mai tare concurentă, dintr-un zâmbet face artă. Jurați și spectatori, vi-l prezint pe acest băiat. El e foarte talentat, e mereu la patruace, după moda lui Versace. Sebi e numele lui și e spaima balului. De fel, e foarte loial, partenerul special. Este un băiat sportiv și e foarte atractiv. Ce timpul, ochii lui splendid lucesc, în continuu îi privesc, sper ca într-o această seară să nu mă îndrăgostesc. Am încredere de plină că Sebi e cel mai tare și sunt sigură că astăzi va lua premiul cel mare. Sebastian, vreau
vreau să-ți mulțumesc pentru susținerea ce mi-ai acordat, pentru că ai crezut și crezi în mine. Continuăm cu următoarea pereche și anume perechea numărul 5. Bună seara, Gherugine! Alexandra, mă numesc, azi o să vă cuceresc cu prezența mea plăcută, cu vreo glumiță făcută. Mi se mai spune și Pit, eu sunt cel mai tare tip. Astăzi vreau să vă arăt că eu merit primul loc. Fetele spun că-s frumos, că sunt tip ingenios. Toate acum ar vrea să fie în locul fetei de lângă mine. Totuși, nu sunt arogant, nu sunt nici prea agasant. Sunt o fire optimistă, fac o trecere în revistă. Frumos sunt, talente am, la fotbal sunt superstar. Dansez bine, sunt isteț, sunt băiate scurcăreți. 9F eu reprezint, locul întâi îl pretind. Astăzi vreau să ne simțim bine, să vă fac mândri de mine. Bună seara! Eu mă numesc Loredana și mă cunoaște toată sala. La 9F sunt elevă și o să vă pun în temă. Sunt o fată hotărâtă, dansatoare născută. Sunt deșteaptă și frumoasă, astăzi stau în fața voastră. Locul întâi râvnesc, fiindcă vă mărturisesc. Eu mă simt pregătită să fac parte din elită. Să câștig titlul de Miss, să câștig, ar fi un vis. Împreună cu al meu partener, care este cel mai cel. Astăzi o să vă încânt, grațios, frumos, dansând. Urmează perechea numărul 6. Bună seara! Numele meu este Andrei. Numără până la 3 și-ți voi spune tot ce vrei. Sunt cel mai sincer băiat, sunt și foarte amuzant. Deși sunt puțin timid, azi o să mă vedeți strălucind. Îmi place să mă distrez, cu prietenii mei să ies. Mai joc fotbal uneori, azi nu cai pe locul 2. Primul loc îmi doresc și am să vă dovedesc că eu merit să câștig, să fac liceul vestit. Inteligentă, glumeață, cu mare poftă de viață. Sunt destul de răsfățată, de fete invidiată. Sunt o fată serioasă, dar și tare ambițioasă. Am venit la 4-ace, că mie așa îmi place. Am venit odată în an să fiu number one. Am mulțumit! Rugăm să se prezinte și perechea numărul 7. Bună seara! Bine ați venit! Fiți atenți la ce vă zic! Mă numesc Sebastian și sunt tânăr licean. Partenerul meu, vezi tu, e un mini Abramescu. Uneori cam plin de el. Nu vă faceți o părere, Sebi e plin de mistere. Cu matematica se descurcă, la dansuri se mai încurcă. E un tip ambițios, cum se cade, generos, isteț și cu un suflet mare, trecere la fete are. Ștefi, alături de tine, mereu sunt la înălțime. Prin această prezentare, sigur nu-i fac vreo favoare. Cu zâmbetul ei senin, va face furori ca Merlin. Ochii ei, foarte drăguți, dacă-i vezi, n-o să-i mai uiți. Este dulce și firavă, cu o voce prea suavă. Pot să vă mai spun ceva? Partenerul meu vrea să fure toată atenția. Împreună cu el debutez și pe scenă mă plasez. Ce zici, Ștefi? Să riscăm publicul să-l fascinăm? Da! Și acum depinde doar de voi. Să fiți atenți la spectacolul pregătit de noi. Bobocii se vor pregăti de o nouă intrare, așadar invităm în culise. Oh,
dans popular stilizat prezentat de ansamblu Stars Dance de la Palatul Copiilor, pregătit de doamna profesor Elena Anușca.
În continuare, îi vom urmări pe cei de la trupa Style cu număr de gimnastică ritmică estetică pregătit de doamna profesor Alice Vurdănuță. Trumpets blow.
și vezi locul că mă ating ușor. Cum o faci, spune Así con todo sentimiento, ven.
Să vă stați locul de sfârșit.
știe să pot. Hai că te vede să adunem, dar și-o mai vorbim. Bianca Moșneacu, se primim cu aplauze!
when it comes to love, I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops.
Yo, stop the tape, hold on. Listen, man, this is Swiss. It's not a game, it's going down. We ain't playing with y'all. Et tous les whisky pour moi.
Fester, George și Laura! Ne delectăm acum cu umorul spumos al lui Caragiale. Elevii clasei a 10-a B, pregătiți de doamna profesor Sârbu Maria Magdalena, vor prezenta o dramatizare după sceneta Five O'Clock de Ilie Caragiale. Să urmărim! Înseamnă 5-6. În lumea mare, fiecare dam își hotărăște o zi pe săptămână, jur fix, când primește la ceasurile 5 după amieze, vizite, și face musafirilor tratație cu ceară. Azi e joi. Hai, zic eu, la madame Pisco Pesco! Pardon, nu trebuie să fie de spuc! Seara. Doamnelor, domnul Piscopescu. Madame Piscopescu, dați-mi... Monsieur, monsieur. Madame. Vi tocmai la pont. Ai fost? Taci tu! Lasă-l întrebi eu. Ai fost aseară la circ? Am fost. Cine mai? Taci, soră, n-auzi? Ai văzut pe Mița? Pe sora mea tare? Nu, pe Mița! Pe protopopeasca tânără! Mi se pare că era într-o lojă, drept în fața mea. Ai văzut? Cu ce pălărie era? Cu o pălărie mare! Da! Mânta cu pamii ciuveros! Da! Ne mai prins altădată! Stai să vedem! Era cu bărbată, să și tu! Apoi lasă-mă și pe mine, soro! Tot tu? Era cu Protopopescu? Mi se pare că... Nu era cu Haralambina? Cu care Haralambina? Cum? Bătrână mică, urâtă, parcă o smochină uscată și gătită, gătită! Da, da! Cu părul roșu, vopsit! Da! Ai văzut? Ce să văd? Parcă măsa nu știe. Și... A venit cineva în loja la ele? Mitică! Care Mitică? Ei, care Mitică? Lefterescu! Lefterescu! Locotenentul! Locotenentul! Să mă credeți, cuconițelor, pe onoarea mea vă spun că nu pot să zic, pentru că eu... Că dumneata ești un cavaler și nu vrei să spui. Dar pe Lefterescu l-ai văzut în circ? Mi se pare că era într-un stal, drept în fața mea. Ai văzut? Ai înțeles acum pontul? Dacă ești proastă, peste poate! Vorbești de lup și Madame Protopopescu la ușă. Ia! Vezi ce obraznică e? Doamnelor, dați-mi voie să vă salut. Îmi pare bine că vă găsesc mereu vesele și grațioase, dar eu trebuie să mă retrag. Na, na, na! Așa de grav? Vă asigur că o afacere urgentă! Fără să iei măcar în ceai! Parol! Peste poate! Bună seara! Poftiți, vă rog! Bună seara! Doamnelor, domnule, Madame Protopopescu! Madame! Ține nasul! Săgeată! Ce?
Asher, că nu-ți poți face o idee. Dacă o ține așa, toată noapte se duce dracului rapița. Nu crezi, am vorbit eu cu arendașii. Aș, păi nu mi-a scris Protopopescu al meu. Ai taci tu! Lasă întrebiu. Ai fost aseară la circ, Madame Protopopescu? Da. Sunt taci? Singură? Nu, cu mama. Cu mama! Doamnelor, eu... Mai la pot! Și era foarte multă la... Era foarte multă lume la ce? Foarte multă! Ce slucidovitoace! Nu te-am chemat pe dumneata! Treaba dumitale să stai la ușe! Unde-i dovitoaca de roza? Ce face cu ceaiul? Și era cineva dintre cunoscuți? Mai nimeni, era Constantineasca, Dumiteasca, Vasileasca, Georgeasca, Ogretinencile. Ce faci cu ceaiul ăla? Apoi de ce n-am luat niciodată? Atunci de ce nu spui proastă? Să nu bombonești o praznică! Apropo, nu mi-ai spus cine mai era la circ? Ba, ți-am spus Ogretinencile. Nu, dintre bărbați. Dintre bărbați? Mitică, nu era? Mitică, nu știu care Mitică. Lefterescu, locotenentul. Unde te duci? La 5 o'clock, la Madame Piscopescu. Fugi, nenorocitule! De ce? E o seară cu ceai. Lefterescu, Mitică al dumitale. Bal dumitale, obraznico. Bal tău, moșii. Para ti, hey, cada minuto que
estás parece en horas. Estoy envuelto en tu mundo y no quiero despertar. Quiero llegar hacia ti. Hey, yeah. El tiempo se demora. Estoy loco por sentir tu calorcito otra vez. Hay que hacerlo como es. Así que espérame que pronto voy por ti. Ay, yeah. Y sigo aquí pensando en ti, con ganas de comerte a besos. Oh, ah. Quiero llegar ahí, pegarte a mí para probar un poco de eso. Oh, ah. Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo. Quiero que sepas que soy solo para ti. Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo. Completito para ti.